Bine ați venit la un nou clip, salutare! Știu că vă așteptați să mă vedeți ba cu obrazul umflat, ba imediat după ce am ieșit de la clinică, însă astăzi este sâmbătă când încep acest vlog. Eu am avut extracția joi, nu ieri, alaltă ieri? Da. Slavă Domnului, totul a fost ok, spre deosebire de cealaltă măsea, celălalt mular de minte. La acesta, stați, închid ușa că perușii din nou fac ce vor ei. La acesta recuperarea a fost mai ușoară, m-am simțit mai ok, însă acum mă doare în partea asta de amigdală. La molarul acesta de minte mă durea undeva în partea de sus, în articulație. E ceva ciudat, un disconfort. Nu m-am simțit la fel de obosită, la fel de epuizată ca în cazul primei extracții. Probabil a fost prima experiență și de asta m-am simțit așa atunci. Acum a fost totul ok. N-am filmat, nu din cauza stării mele, ci pentru că nu am avut timp. Foarte mult, foarte multe ore. Deci ieri am meditat 12 ore. Am stat la laptop, când am închis clapa de la laptop, zic, Doamne, nu mai văd. Deci white balance-ul meu era varză, nu mai vedeam absolut nimic. Pereții din albi îi vedeam galbeni, zic, mamă, e clar, am obosit. Și de asta n-am filmat, nu că m-am simțit nasol sau ceva. A fost ok. Imediat când am ieșit de la clinică, eu am aici niște cârnăciori, vreau să-i tai pentru că astăzi gătesc fasole cu cârnăciori. Eu nu mănânc cârnați, dar o să-i mănânce Cristi, voi mânca doar fasolea pentru că încă mănânc moale. Abia este a doua zi, pentru că n-aș putea să pun ziua de miercuri prima zi, dat fiind faptul că am avut extracția pe la ora 4 și ceva, până a trecut anestezia, am reușit să mănânc în seara aceea, spre deosebire de cealaltă extracție, de prima extracție. Acum mănânc mai bine, pot să deschid gura mai mult. Casc, am și strănutat, n-am simțit nimic, deci e mult, mult, mult mai ok, doar că v-am zis, mă deranjează aici, amigdala. Afară ninge efectiv torențial, deci niște fulgi atât de mari, cred că singurul om fericit este Cristi. El iubește zăpada, adoră zăpada, chiar îmi spunea să mergem prin Sinaia pe undeva dacă mai ninge, dar eu fiind în procesul ăsta cu dinții, nu știu când, cum, dacă vom reuși iarna aceasta. Ninge de azi dimineața, de când m-am trezit și m-am uitat pe geam, zic, vai de capul meu ce e afară. Copacul ăsta de aici, din față de la bucătărie pe care îl avem în curte, este efectiv plin de zăpadă. Mie nu pot să zic că îmi place zăpada, mai ales în perioada asta a anului. Hai să zicem, de Crăciun e ok, pentru că e atmosfera aia de sărbătoare. Dar așa, nu. Îmi sugerase Cristi să mergem astăzi, să ieșim puțin cu mașina, să ne plimbăm. Doar să stăm așa, să vedem cum ninge. O să vedem cum o să fie. Vedem. Și cam asta este ce voiam să vă spun. Astăzi m-am trezit ok. Simțeam așa că îmi zvâcnește un pic partea asta. Am luat un antiinflamator și mă simt mai bine. Încep să simt firele de acolo, deci nu știu cum am reușit să fac chestia asta, dacă psihic, autocontrol, habar n-am, dar v-am zis, mă recuperez mai ușor spre surprinderea mea și spre mulțumirea mea față de prima extracție. Ceea ce înseamnă că este foarte, foarte bine. Și cam asta, eu ce mai am în plan astăzi, le aștept pe Cristi să vină acasă și să bag la spălat, n-am cum să ridic greutăți. Dacă ați trecut și voi prin extracții și am văzut că foarte multe dintre voi mi-ați scris pe Instagram că ați trecut prin extracții, știți că n-aveți voie să ridicați greutăți și eu bag, frate, la spălat, deci când bag și îl aștept pe el să vină, eu voi pune la spălat acum, dar să-mi ducă el coșul cu rufele spălate, să le întind în partea cealaltă, în cealaltă cameră. Vreau să fac curățenie aici la ceaiuri, pentru că este, băi, dezordine puțin spus. Noi am tot cumpărat ceaiuri peste ceaiuri și în perioada aia de iarnă, ba mai primeam, ba ciocolate calde, ba, deci este efectiv dezastru. Eu în fiecare seară îmi fac ceai de mușețel și în ultimele zile combin un plic de ceai de mușețel și un plic ceai de mentă, pentru că nu mai am din ăla vărsat.
Și aseară când am vrut să iau un plic de ceai de mușețel, au căzut efectiv toate cutiile alea pe mine. Zic, nu se poate. Nu se poate. Cristi îmi spunea, măi Larisa, vezi că tu trebuie să fii în repaus acum, să stai în pat, să te odihnești. Bine, bine. Mai vedem noi dacă se întâmplă chestia asta neapărat. Vreau să mă uit să văd dacă se expirate, pentru că avem acolo în spate niște ceaiuri de foarte mult timp, cu fructe de pădure, cu... pe care nu le bea nimeni niciodată. Adică noi nu consumăm ceai de fructe de pădure, de lămâie, de... nu, doar mușețel, mentă și din astea. Asta vreau să fac ordine aici. Aseară, pe la vreo 10 și ceva, m-am apucat și am curățat cafetiera pentru că se adunase calcar și eu o curăț cu oțet. Pun oțet în partea aia, în bazin acolo, îi dau o filtrare, pur și simplu curge toată apa împreună cu oțetul acela, curg împreună și se scurge și calcarul. Asta am făcut, cred că vreo jumătate de oră m-am chinuit să curăț cafetiera. V-am lăsat, mă pun să gătesc, vine și Cristi acasă, câte ceasul este 1. Vine și el acasă, mă pun să fac fasolea și ne mai auzim mai târziu, vedem ce mai facem. Dacă ieșim, bineînțeles că voi filma și pentru voi. E așa, o zi relaxantă, v-am zis, eu mă simt ok, slavă Domnului. Am primit întrebări pe Instagram, de asta vă spun. Larisa, ce se întâmplă? N-ai mai postat story-uri pe Instagram, n-ai mai încărcat nicio fotografie, n-ai ținut la curent. Da, pentru că n-am avut timp, n-am avut starea necesară, n-am avut ce să vă arăt, v-aș fi arătat laptopul în continuu și cam atât. Gata, v-am lăsat, cam Doamne câtă treabă am. Gata prânzul, ne punem să mâncăm, am scos aici și niște acritură, eu castraveți murați, Cristi sfeclă, dar o să iau și eu puțină sfeclă. Măi, măi! O, Doamne! Am ieșit puțin prin Mamaia să ne plimbăm, n-am mai vorbit cu voi, dar Cristi a dormit, eu am citit prima carte de la Fluturi și chiar n-am mai filmat, dar acum am ieșit prin Mamaia să ne plimbăm puțin, am luat și două cafele și vorba lui Cristi, e paralizată de tot stațiunea, nu-i foarte frig afară, nu mai ninge, Cristi zicea să ieșim astăzi să ne uităm undeva cum ninge, doar că nu mai avem parte de zăpadă. Vă mai filmez și vouă dacă văd ceva interesant, deși pe întunericul ăsta vedeți. Cam așa arată Mamaia iarna. Superb! Superb, da. Nu o să mergem pe plajă sau ceva pentru că e friguleț acolo, vă dați seama. Și nici nu suntem foarte gros îmbrăcați. Plimbându-ne și povestind despre diferite chestii, am ajuns și prin Mamaia Nord și la fel ne plimbăm pustiuț. Na, era de așteptat să fie așa, plus că e destul de târziu. Cât? A, 8, nu e așa târziu. Pentru noi nu e târziu, dar mă gândesc că oamenii stau în casă. La ora asta se uită la filme sau ceva. Oare v-am spus vreodată că eu ador parcarea asta de unde se vede portul? Nu cred că v-am spus, deși am filmat de foarte multe ori de aici. Avem și noi zăpădică. Foarte frumos, deci iubesc locul ăsta. Chiar vorbeam cu Cristi că în câteva luni, practic, o să fie destul de circulat pe aici și o să venim și noi să stăm cu cafea. Odată ce se mărește ziua, o să mai ieșim. Dar și seara e foarte frumos. E atât de relaxant aici. Am ajuns acasă, este ora 10 fără 7 minute, iar eu vreau să mă apuc de ordine aici. Am mâncat niște hummus și cât face Cristi duș, zic, băi, n-are sens să stau, vreau să dau tot de aici din dulapul acesta jos, din partea asta și să fac repede curățenie decât să stau mâine, prefer să fac la ora asta, v-am mai zis, că eu funcționez mult mai bine seara decât pe timpul zilei și hai să ne apucăm. Am mai găsit punga asta de fusilii tricolore pe care le voi pune acolo. Aici este mâncarea pentru pisici pe care am pregătit-o și de fiecare dată când vine pisoiul aici la geam, eu o bag la încălzit și îi pun în castronel. Și cam așa arată nebunia de aici, Doamne! Deci avem mentă, niște cereale, aici mușețel. Mușețelul la putere. Mai am acolo niște plicuri de mușețel pe care vreau să le pun într-un borcan, dar acela este la uscat.
borcanul pentru că l-am spălat foarte bine și l-am pus la dezumidificator. Aici alte ceaiuri pentru iarnă. O să văd când expiră. Ia să vedem. Oho, în 2026, deci le păstrăm pentru iarnă. Și a cumpărat Cristi de la Kaufland, de fapt. A cumpărat, că nu a cumpărat doar pentru el, ci să încerc și eu. Ceaiul ăsta cu roibos și vanilie este foarte bun, foarte aromat. Doar că v-am spus că eu prefer ceaiul natural, așa, mușețel, mentă, sunătoare. Este foarte bun. Eu când n-am putut să beau cafea, am băut un ceai din ăsta cu roibos și vanilie și chiar a avut un gust ok. Și ce-mi place mie, ia uitați-vă, vin piculețele așa. Deci le poți lua cu tine undeva și sunt ferite de microbi. Ia să vedem ce mai găsesc aici. Sunătoare, cafea din asta de la Starbucks, cred că-s două de cafea, da. Fiere și rinichi, pe ăsta nu cred că-l mai păstrez pentru că nu mă împac deloc cu el, mă doare îngrozitor stomacul în momentul în care îl beau. Aici mușețel din ăla vărsat, doar că nu mai am. Sau poate doar foarte puțin, trebuie să golesc. Okay. Cei de ghimbir și lămâi verzi, foarte bun acesta. L-am luat atunci când eram răcită și frate, serios, chiar, deci pe mine chiar m-a ajutat, foarte, foarte bun. Lui Cristi, în schimb, nu prea place gustul de la acesta, el nu prea se împacă cu ghimbirul, nici eu, doar că îmi place combinația cu lămâie, cei de gălbenele, aici cred că am pelin. Dacă nu mă înșel, ceaiul ăsta de relaxare și somn odihnitor, nu știu ce să zic, dacă să-l mai țin sau nu, pentru că nu l-am mai consumat în ultima perioadă, iar aici sunt ceaiurile pe care le folosesc eu atunci când am criză de rinichi, turiță mare, merișor, echinacea parcă, coacăze și nu mai știu ce erau astea, le-am pus aici și cam asta este tot. O să le selectez, să văd care au locul aici, ce pot să, cum pot să compartimentez și să vedem împreună. Cristi a venit cu o idee foarte bună, să schimbăm locul. Acolo e niște mămăligă. Să schimbăm locul. Toate nebuniile pe care le avem aici, dezorganizate complet, să le punem undeva în partea asta, pentru că nu prea le folosim. Voi șterge imediat de asta, Cristi, să treci cu șervețelul. Și acolo să punem o parte de ceaiuri, să avem acces mai ușor la ele. Ceaiuri cereale? Da, ceaiuri cereale, vedem ce mai găsim. Asta vom face, deci așa se prezintă nebunia de aici. Vreau să iau ceșcuțele acelea și să le pun aici sus. Am și ajutor, ce credeți? Ce credeți, că el doarme la ora asta? Nu doarme. L-am trimis pe Cristi să aducă acele vorcane despre care vă vorbeam. Stai, mami, că n-avem loc amândoi. Doamne! Așa, am pus aici majoritatea pastelor. Vreau să pun acest cappuccino într-un borcan din ăla și cam așa arată aici. E ok. Am venit cu borcanele. Uite, pe astea le-am spălat și să vedem ce mai pun prin ele. Am mai evoluat, să știți, până la urmă acolo vom pune pastele, cafeaua și chestiile sărate, doar aceștia mai sunt ok, restul erau expirate. Trebuie să ne gândim ce punem acolo în spate, de fapt cred că vom pune borcanul cu biscuiți, nu mai vreau să-l pun pe acela pentru că au tras aer, nu se închide borcanul bine, nu știu care e faza. Și o să punem în asta. Aici am pus mușețelul, uite să ștergem astea. În borcanul ăsta bomboanele mele cu eucalipt, iar aici... ok. Iar aici vom pune biscuiții. Oare în cap toți aici? Am terminat și noi la ora 11, după cum vedeți. Am reușit să facem în aproape toate compartimentele. Trebuie să mai intrăm cândva acolo la pahare, să vedem care sunt ciobite, care nu. Și în partea aceea de sus am intrat un pic și în sertarele de aici. Noroc că m-a ajutat Cristi, că altfel la ora asta. Deci, să vă spun. Poate aici pare dezordine, dar credeți-mă că toate sunt organizate. Avem absolut toate pastele. Acele spaghetti de acolo, pe acelea le mai folosesc eu la ciorbă, pe poze tăiței. Aici avem două din astea, două pachete cu cafea, un borcan gol, niște pahare pe care nu prea le folosim, biscuiți, cei care nu au mai încăput în borcan, și singurele snacks-uri. Iar aici am borcanul cu bomboane. Ia uitați ticălosul. Nu știu ce... Măi, Cristi, dar ce am avut aici? Cred că dublu adezivă sau ceva.
Uite, pentru că au rămas pătate chestiile astea. El are gura plină, că mănâncă plăcintă. Așa. Da, era tu la adeziv. Ca să nu facă sunet. Da. O aici. Ei, hey, mă rog. Aici avem cuburile cu zahăr din ăla de trestie. Niște plicuri că n-au mai rămas de zahăr, cappuccino, borcanul cu biscuiți, v-am zis borcanul cu bomboane, acolo avem zahăr, nu, cafea, zahăr în partea de jos, acolo mai avem niște uleiuri și chestii din astea, oset balsamic pe care le folosesc eu la gătit, condimente toate organizate aici, că altfel nu se poate, miere, acolo avem și scobitori, deși nu înțeleg de ce, și clemele astea. Pe astea le folosim pentru, uite, cum ar fi biscuiții aceia, le prindem, le sigilăm foarte bine. Op, op. Oh my god. Golănașule. Aici. Le-am organizat în felul acesta, ciocolatele, ca să vă dați seama că noi nu mâncăm chiar atât de multe dulciuri. Astea, absolut toate sunt primite. O cutie din asta cu cremă de ciocolată. Asta este singura ciocolată desfăcută. Aici avem chestiile micuțe, burgeri, rom, chestii din astea mici, opa, și cam atât. Acolo în spate ce avem în borcanul ăla? Niște caramele sau ceva, uite, nici nu mai știu, trebuie să iau eticheta, da, de pe borcanul ăsta, dar azi nu mai am timp, cornuri, alte chestii pe acolo, așa, și aici... Și aici l-am organizat în felul acesta. Este frumos, ceaiuri. Da, ceaiurile. Aici am pus chestiile astea mai mărișoare, tomberone, cerealele, acelea de acolo. Aici sunt ceaiurile pe care le folosim mai des. În ăsta, în borcanul ăsta mi-am pus mușețelul. Aici este un ceai pe care l-a adus tatălui Cristi din Turcia. Ăsta cu ghimbir v-am spus care îmi place foarte mult. Curmalele astea, nu știu cine o să le mănânce, dar le-am lăsat acolo. Aici alte condimente și cam atât, nu? În sertar acolo am pus saj de gunoi, ce-am mai pus? Plasturi, plasturi, doamne, chestiile astea cu gel, da, comprese pentru față, forme pentru prăjituri, chestiile astea nu știu de ce le țin, că nu prea le-am folosit. Chibrituri, nu știu dacă v-am spus, dar îmi doresc foarte mult ca anul acesta să schimbăm cuptorul, să luăm unul mai mic. La fel ca ăsta, tot electric, dar mai mic, pentru că se ocupă foarte mult spațiu, nu știu dacă vă dați seama, pe blatul de bucătărie, bine, îl mai avem și pe ăsta aici, dar ocupă foarte mult spațiu. Eu gătesc de fiecare dată pentru două persoane și n-are sens să ținem ditai cuptorul, plus că vreau unul din ăla cu... Cum se numește? Aer cel curent. Da, cu ventilație din aia. Am terminat. Banane, avocado, astăzi la cine am mâncat avocado cu roșii... Și cam atât, n-am ce să vă arăt. Am făcut și în partea asta curată aici, dar vreau să mai intru o dată, să așez acolo oalele și tigăile și am cam terminat tot. Corect, măi, mami? Mergem și noi să facem baie? Mergem! Spune tu ceva! Spune tu ceva! Dă-mi un suc! Dă-mi un suc! Doamne, ce frumos poți să vii! Ce frumos poți să vii! Uitați-vă la el! Te ador! I-am pus și mâncarea lui Florinel la geam acolo, poate să vină. Am terminat, ne auzim mâine. Începem duminica aceasta cu prânzul. Am gătit de dimineață, de fapt de dimineață, pe la 11, cam așa, acum este 12 și 6 minute. Vrem și noi să luăm prânzul și pe urmă să mergem afară, pentru că e foarte frumos, super însorit. Trebuie să șterg din nou geamul ăla pe care îl murdărește Garfi. Însă, până una alta, voiam să vă arăt prânzul nostru, care e foarte, foarte, foarte delicios. Gata cu mâncarea, am terminat tot ce mai aveam de făcut prin casă și am zis că e prea frumos, efectiv, timpul ăsta, doar așa să stăm în interior și ne-am gândit că ar fi o idee foarte bună să ne plimbăm puțin. Mergem prin stațiuni, doar v-am zis să ne plimbăm cu mașina, stăm în mașină și cam atât. Dacă vrem să coborâm, ne-am îmbrăcat, avem geci groase, chiar dacă afară e soare, e frig bine de tot. Vedem cum o să fie, încă e zăpadă pe jos, foarte frumos, deci e un timp extraordinar, așa dacă v-am zis, dacă stai la căldură și privești afară, minunat, zici că vine primăvara. Chiar vorbeam cu Cristi și îi spuneam că sper să fie ultima zăpadă.
de iarna aceasta, pentru că m-am cam săturat și de frig și de zăpadă. Oricât de mult mi-ar plăcea mie anotimpul rece, parcă prea mult. Avem nevoie de vitamina D, avem nevoie de soare, de stat mai mult prin parc. Și astăzi asta vrem să facem, să ne relaxăm, dacă o să fie timpul ok și stăm pe undeva, pe vreo bancă, ceva. Acum suntem în benzinărie, ia Cristi un cappuccino pentru mine și un latte pentru el. Și cam atât. Asta este ce vom face astăzi. Este duminică, eu nu am clip pentru azi și mă simt atât de... Îmi spunea Cristi, ești relaxată, nu? Că nu trebuie să editez. Și zic, fac în așa fel încât să postez vlogul ăsta astăzi duminică, nu contează la ce oră, dar îl voi posta. Și vă spuneam că mă simt așa ciudat, pentru că nu am nimic pregătit, n-am clipul urcat, cum se întâmplă în fiecare duminică, și eu doar să îl pun pe public. Acum n-am nimic, nici măcar n-am editat și am filmat în vlogul ăsta și sunt așa, mintea mea e acolo. Nu știu de ce, așa m-am obișnuit, pur și simplu. Și astăzi, oricât de târziu am ajunge acasă, mă îndoiesc că vom sta noi foarte mult plecați. Vreau să ajung și prin mall puțin, pentru că am văzut un mascara de la Essence sau de la Catrice, nu mai știu. În DM postase o fată pe grup un mascara brown. Și vreau și eu să văd dacă îl găsesc pe acela. Iau unul și pentru mine și pentru mama, pentru că și mama vrea. Și... merg un pic și prin mall. Oricât de târziu am ajunge acasă, deși mă îndoiesc, cum vă spuneam, vreau să editez vlogul ăsta și să apară astăzi la voi, să aveți și voi la ce vă uita. Cam asta pentru moment, nu mai am ce să vă mai spun. Mâncarea a fost foarte, foarte bună. Nu știu dacă v-am zis vreodată, deși tind să cred că da, prin daily vloguri, însă eu iubesc broccoli. Aș mânca broccoli continuu, deci mie dacă îmi dai broccoli așa gol, doar cu sare și cu lămâie, dau carne, dau absolut orice. Și astăzi chiar s-au combinat foarte bine mâncărurile pe care le-am avut. Vine și Cristi acum și o să filmez cu telefonul puțin și pentru voi, să vedem cum o să fie în stațiuni. N-am mai fost din vară. Din vară? Cred că din vară. Nu știu, o să-l întreb pe Cristi. Friguleță? Friguț? Mm-hmm. Oare de când am mai fost noi prin stațiuni? Cred că din vară, nu? Da, asta spuneam și eu, din vară. Și să vedem cum o să fie, dacă pe acolo a nins, dacă n-a nins. Doar de mare. Am venit în Mangalia. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Thank you.
drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine. And I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. Am venit și până la Cora, am cumpărat nisip pentru Garfield, mirositoare din astea pentru mașină, o cafea Fortuna, șampon, pastă de dinți, mi-am luat deodorantul acesta cu 0% aluminiu, detergent de vase, chestii din astea pentru cățeluși, recompense, uite, așa, și ăsta, dezinfectant, l-am luat pe ăsta de la Igienol pentru că eu am treaba cu pulverizator și doar la dau pe ăsta. Un odorizant din ăsta pentru toaletă și pentru Garfi o conservă și ăsta a fost vlogul de astăzi. Sper să reușesc să-l editez și să ajungă astăzi la voi. Este 17:27. O să reușesc, da, cu siguranță. V-am pupat, ne vedem data viitoare. Pa, pa!